Am fost în poziția de păstoră. Așa zici, asta nu e frumos? Nu. E frumos, dar nu e sănătos. Nu? Și asta e ok. Dar nu... Pozițiile atâta timp când nu le păstrezi pe perioade, pe perioade îndelungate, sunt ok. Dacă stai un minut... La mine asta e poziția mea confortabilă. Și cât stai așa? Mult. Și o zi întreagă la birou. Și dacă mă pun în poziția asta, nu-mi place, că mă ține aici. Aveam tot așa un prieten care nu așa putea să stea pe piciorul partea asta. Și când îl schimba, unul la mână stătea mult mai sus și nici nu-i plăcea. Da, dar uite-te pe mine, faptul că am stat tot așa și am folosit mult poziția asta, acum și partea asta, când nu prea stau așa, toată partea asta mi-e tensionată. Și când mă duc aici în lateral, nu pot să mă duc foarte mult față de cum mă duc cu partea cealaltă. Deci, e ok. Așa ar trebui să stăm, nu? Normal, da. Eu mai stau așa, eu cu tot mișc, eu nu pot să stau. Și spatele îmi trebuie că... Da, nu pot. Da, deci povestim despre postură. Yes. Astăzi vă și arătăm câteva exerciții de postură. După cum bine știți, am fost la o ședință de... la un chiropractician. A trebuit să mă ocup 2 săptămâni de exerciții de postură, da, a venit Crăciunul, Revelionul, a venit ianuarie, la mine rezoluția nouă e de a face postură. Asta trebuie să fac eu și să mă rezolv niște mici probleme de la cervical, la spate și așa mai departe. Și colegul meu, Vlad, este specialist în postură și exerciții de postură, adică ne place ce ne dăm pe partea de postură și întotdeauna și pe el îl băgăm la înaintare. Și se văd și rezultate. Și clienții zic că observă rezultate și toate cele de aici. Exact. Numai că eu sunt o clientă mai încăpățânată și nu mă țin de treabă. Deci bănuiesc că sunteți mulți ca și mine și eu sunt un exemplu. Așa, nu? Asta mă antrenez cu tine, ca exact. Să fie mai ușor cu clienții. Exact. Adică eu sunt așa, nu? Dar trebuie să facem treabă. Asta da. E cam un sign. Pentru că nu este ok, adică în momentul în care m-am dus la chiropractician, am învățat multe chestii de acolo, dar cumva mi-am și reamintit de niște lucruri și din păcate nu le punem în aplicare de zi cu zi. A fost așa un semn de alarmă că trebuie să trec la treabă. Am venit, am povestit și lucrat cum a fost experiența mea. Cu siguranță să mă întrebați că unde, ce, cum s-a întâmplat ședința de chiro. Nu am făcut-o la Cluj, am fost în Brașov. Dar dacă cineva este interesat, o să pot să-i trimit toate informațiile. Se poate repeta această ședință undeva la 4-6 luni, dar da, e foarte important ca după această ședință să faci exercițiile de postură, de stretching. Nu să nu mai faci nimic, pentru că atunci nu mai are niciun efect. Adică e normal să zici că a fost bine o zi, două, după care n-am mai simțit nimic. E normal să nu mai simți nimic atâta timp cât tu nu faci. Îți obișnuiești mușchii să stea în poziția normală, pentru că odată ce ai participat la chiropractician, memoria musculară știe poziția inițială de unde o pornești, iar se duce acolo. Și eu o sesizez lucrul ăsta și mă enervează la culme și am simțit asta și la birou, zilele astea când am stat, că iarăși nu stau cu poziția ok. Și din ce în ce ți-e mai greu să stai în poziția corectă? Pentru că mușchiul știe cum a fost înainte, indiferent că ai fost la chiropractician și te-a îndreptat, corect. El nu va sta acolo mult timp. Și atunci ai ușor... Revin înapoi și prin poziția care tu o ai la birou, de zi cu zi. Dacă mai ai și un zbor lung și cu întârziere, ți-ai distrus spatele de tot, e clar. Deci eu zilele astea am simțit și încă simt extraordinar de tare cervicala și spatele. Și am început să fac antrenamente, mi-am făcut și stretching-ul mai lung, dar trebuie să fac exerciții de postură. Așa că Vlad ne va explica în timp ce vei face câteva exerciții de postură. Vă spune și eu ce simt și ce se întâmplă. Mie antrenamentele de postură și de stretching mi se par cele mai grele. Nici măcar alea de cardio sau de orice forță nu sunt așa de grele pe cum sunt astea de postură. Dar ce mai vrut eu, am așa câteva întrebări pentru Vlad, ca voi să vă dați seama, sunt convinsă că și voi treceți prin anumite situații de genul acesta. În ultimii ani, Vlad, ce ai sesizat că s-a schimbat cel mai mult la clienți din punct de vedere a posturii? Asta e Flavia, să știți. Dacă s-a auzit, doar dacă s-a auzit.
Din punct de vedere al posturii la clienți, ce am văzut e stima de sine, clar, se ridică. Pe urmă, nu-i mai dor spatele de foarte mulți. Și clar, stau cu o postură mult mai dreaptă. Asta, având în vedere că n-am reușit să facem, adică eu să fac cu clienții atât de mult, pe cât aș fi vrut sau pe cât ar trebui cu fiecare. Pentru că și ei nu vor, refuză să facă. Unul nu vor, dar și noi, cum avem prin rotație, prin rotația antrenorilor, nu tot timpul mă prindeau pe mine. Și am avut o perioadă, într-adevăr, în care am zis cum mă prins pe mine, cum face postură. Și așa a și fost. Și partea interesantă e că după 5 ședințe, cred, toată lumea își revine. Da. Și deja simte efectul și vede că stă mult mai ok. În primele mori, aia e clar. Da, în primele după mori. Aia după aia vii, exact. Oricum, postura nu o să fie niciodată ușoară și eu care mai fac din când în când, nu pot zic că fac tot timpul, dar mai fac pentru că trebuie să le arăt clienților, plus la corporate și alte cele. Deci, da, într-un fel fac un pic mai mult decât tine. Decât mine, că da, clar. Dar nici mie nu mi-e ușor, surprinzător. Deci nu va deveni niciodată ușoară, va deveni la fel ca și un antrenament în sine. La fiecare antrenament creștem în intensitate, creștem în greutate, creștem în orice. La postură, pur și simplu, trebuie să te concentrezi puțin mai tare pe fiecare exercițiu în parte și să tragi puțin mai tare din mușchi. Dar la fel de intens va trebui să fie ca un antrenament normal. Acum, într-adevăr, am anumite persoane care, odată ce le-am dat postură, noi avem acel tabel la sfârșit pe care îi întrebăm, ok, și de la 1 la 10, ce intensitate ai simțit astăzi pentru antrenament? Foarte multe persoane atunci când fac postură zic, 5-6, normal n-ar trebui să fie de 5-6, normal ar trebui să tragă la fel de tare ca la un antrenament, ca să fie tot undeva de nota 8-9. Eu cred că e psihologică chestia asta. E și psihologică, pentru că na, omul dacă simte că nu transpiră... Exact, bine, atunci... eu transpir la postură, deci nu știu cum să vă zic, dar pentru mine e criminal când fac postură. Am impresia că ajung în punctul ăla în care mă blochez sau mi se face o întindere sau efectiv nu mai pot respira. Deci e clar că postura mea e varsă și ați zice că de ce, având în vedere că fac foarte mult sport. Ei, da, uitați, aceste probleme de la cervical au ajuns să fie datorită exagerării claselor de aerobic, pentru că acolo săream foarte mult, impactul asupra solului era destul de mare și nu vorbim că făceam o oră cum fac în mod normal clienții pe zi, ci făceam încă de 4-5 ore pe zi, timp de, adică peste 10 ani am făcut lucrul ăsta și se presupune că ar fi o hernie cervicală, dar urmează să-mi fac și niște analize și să văd concret ce este. Dar până atunci eu trebuie să fac ceva în privința asta, pentru că toate lucrurile astea duc la alte probleme. Poți să fie din punct de vedere digestiv, poți să ai, o digestie foarte proastă, pentru că tu în momentul în care mănânci stai așa, nu mai stai drept și stomacul se strânge. Exact. Sunt foarte multe lucruri care țin de postură, dar ce mi este mie ciudă este că oamenii au început să audă despre postură doar în ultimii ani. Ceea ce asta a apărut de foarte mult. Da, exact, cu pandemia. Eu făcusem chiar cursul de postură înainte de pandemie și pentru mine era fascinant ce poți să faci tu în corpul tău și ce poți să schimbi din punct de vedere a ținutei, a mersului, foarte, foarte multe lucruri. Eu am fost fascinată de acel curs și încă nu se cunoștea la noi în România exercițiile de postură. Exercițiile de postură erau cunoscute doar în zona de kineto, de recuperare, deci acolo se făceau astfel de exerciții. Dar, hai să nu mai țin la povești, că o să mai pun Vlad în timpul exercițiilor întrebări, să facem câteva exerciții. Ce îmi va da Vlad? Hai să vedem. Ca și prim exercițiu, îl recomand pe acesta deoarece încălzește foarte bine articulația umărului și reușește să încălzească mușchii pentru următoarele exerciții. Executarea se va face cu brațele întinse și dislocarea umerilor deodată. Brațele le vom ține depărtate atât timp cât reușim să executăm mișcarea cu brațele întinse, fără a opune o presiune foarte mare pe umăr. Încercăm să evităm greșelile comune, cum ar fi îndoirea coatelor și dislocarea umerilor separat.
trecerea odată cu stângul, odată cu dreptul sau invers. La acest exercițiu ne vom focusa pe dosul palmei, să tragem cât mai sus în tavan și de a strânge mușchii spatelui. Încercăm să menținem tot timpul palmele ridicate de pe sol și atunci când întindem brațele în față. Focusul nu este de a ridica din zona lombară, ci de a trage de dosul palmei cât mai sus în tavan. Greșelile comune la acest exercițiu este ridicarea prea mult din lombar și focusarea mai mult pe coate și nu pe dosul palmei. Unul dintre cele mai importante exerciții pentru postură este exercițiul la perete. Poziția inițială este cu fesierii lipiți maxim de perete, pe urmă lombari, omoplați și cap. Executarea exercițiului se face în permanență cu lipirea dosul palmei de perete și a lombarului, deoarece o postură greșită va dezlipi lombarul de perete, iar atunci noi vom încerca să lipim înapoi lombarul. Greșelile comune la acest exercițiu este nelipirea fesierilor de perete și mișcarea greșită a brațelor. Asta însemnând că nu întindem brațul de tot până sus și nici nu coborâm până jos complet. Vom face doar jumătăți de mișcare. Și ultimul exercițiu pentru astăzi este unul de întindere. El poate fi executat atât cu mingea de gimnastică, cât și cu palmele sprijinite de un scaun sau canapea sau orice alt mobilier din casă. Vom executa exercițiul cu brațele întinse, apăsând ușor pe umeri, lăsând să se întindă articulația umărului și ușor și pieptul. Greșeala cea mai des întâlnită la acest exercițiu este așezarea fesierilor pe călcâie. Executând în acest fel, nu vom reuși să punem destulă tensiune pe umeri și nu vom reuși să întindem bine grupele musculare. Deci am făcut și câteva exerciții, nu sunt tocmai ușoare, par ele ușoare, dar nu sunt, pentru că și la cel de la perete, eu simțeam deja că mi-am amorțesc mâinile și mi s-au răcit mâinile. Și gândiți-vă că trebuie să facem destul de multe repetări ce am făcut noi. În jur de vreo 20, mai duce maxim 25, dar oricum la început trebuie luat ușor ca să se obișnuiască mușchii, iar pe parcurs merge cu mai multe repetări. Mai mult de 25 nu m-aș duce, mai degrabă m-aș duce cu mai multe serii. Da. La început se face clar o singură serie din fiecare, după care clar creștem cu două serii și tot așa. Noi sperăm că vă sunt de folos aceste exerciții, vom mai veni și cu alte exerciții de postură. Sper să mă pot ține de treabă fiind ianuarie, început de an, rezoluții noi, eu așa sper să mă pot ține și să nu fiu ca și mulți alții ce încep și pe parcursul anului se lasă. Eu sper să nu fac lucrul ăsta, pentru că gata, am renunțat la cafea, ceea ce știam că mi-aduce, adică având o inflamație în corp, nu mă ajută deloc cafeaua și am renunțat totuși la ea, eu care băgam. Nu mai mi-am nici ceai cu ceai negru sau orice ce are un stimul de cafeină. Așa nici că zahăr. Nici zahăr, deci vai, deci amar de capul meu, ce să mai e, gata. Așa că facem chestii noi, că e început de an, nu. Bine la început. Început de an se fac chestii noi. Exact. Tot timpul. Da. Ne vedem pe data viitoare cu alte soluții și cu alte informații bune pentru voi. Grijă de voi.